Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Trifai și urmează emisiunea Aproape 40 de întrebări. Dacă salivez cumva este pentru că am lângă mine un bărbat care m-a făcut să uit de Cristi Borcea. Iată regulile emisiunii. Îi pe adresa invitatului meu aproape 40 de întrebări, iar acesta va avea timp la dispoziție să răspundă aproximativ 2 sau 3 ore, pentru că se prinde mai greu dacă n-are o educatoare lângă el. Invitatul are dreptul să refuze să răspundă la o întrebare, dar ca să refuze să răspunzi, trebuie mai întâi să le înțelegi. Invitatul meu de astăzi este idolul oamenilor care au terminat școala primară la Seral, domnul Jador. Bună seara, domnule Jador. Bună ziua. Haideți să începem maratonul celor aproape 40 de întrebări. Maraton. Multe întrebări, Jador. Sunteți un cântăreț de manele foarte solicitat când Salam, Guța, Adi Minune și Vali Vigerie sunt ocupați. Aveți multe hituri care au ajuns numărul 1 în trending, dar... Mă scuzați, dar... Sunt doar eu aici. De ce vorbiți cu sunte și aveți? Păi sunt adresări de polite. În fine, reformulez. Ai multe hituri care au ajuns numărul 1 în trending și nu poate nega nimeni că ești un bărbat de succes. Adevărat. Cu toate astea, în viața sentimentală nu ți-a surâs norocul la fel de mult. În momentul în care a venit vorba despre fosta iubită, ai declarat și te citez. Nu trebuie să mă citești că declar eu ce am declarat. Sunt cel mai mare prost! Cel mai mare prost! Sunt cel mai mare ratat! De ce am fost prost și am lăsat-o? Asta am declarat. Corect. Urmează întrebarea. Jador, ce este aceea o vocală? Aici ai vrut să mă prinzi cum a încercat să mă mai prind alți. Este? Că asta e întrebare de aia căpcăună. O vocală e o cântăreață care cântă cu vocea. Că cântărețul e vocal și cântăreața e vocală. Ha? Au, ia uite, ai ghicit? Mulțumesc. Mergem mai departe. E corect? Ai câștigat? Nu e emisiune concurs aici. Păi ai zis că mergem mai departe. Deci e corect, nu? Da. Să zicem. Au, bine mă! Ce ne suntem? Denis Trifai și Jador. Nu, că făceam caterica mea, îi sparg pe aia de la Survivor când o dau pe asta. Ce ne suntem? Am înțeles. Stai să-ți mai zic una, le mai zic acolo. Fii atent aici. Buturuga mică, oare mic? Așa e pasta, buturuga mică, oare mic? Oare mică, buturugă? Da, Jador, foarte amuzant. Eu știu că la femei contează mult simțul de umor, că de-aia mă și plac pe mine mult. Au, ia uite cum a plecat, Jador, ia uite, au. Tot pentru umor mă uitam și eu la Borcea. Continuăm. Hai, taci din gură că ești o balenă. Poftim? Dar cu ce drept îți permiți să-mi zici? Pentru că te iubesc și ții la tine. De-aia te-am jignit. Că eu așa fac. Asta sunt eu. Când mă apropii de oameni, încep să-i jignesc pentru că iubesc. Păi și nu poți să-mi spui că mă iubești pur și simplu? Ai putea măcar să-ți ceri scuze. Să-mi ceri scuze că te iubesc? În fine, continuăm. În primăvara anului trecut ai contribuit la nașterea unui proiect nou denumit Trapanele. Ai făcut furori cu piesa intitulată Dau Moda și... Și ai dobărât toate recordurile de vizualizări până la momentul respectiv. Sunt curioasă cum ți-ai pus numele de Jador, care e un verb franțuzesc în contextul în care ți-e greu să porți un dialog chiar și cu un copil român din creșă care gângurește. Urmează întrebarea roșie închis. Cine-ți citește mesajele din telefon când îți scrie o fată? Adică pozele alea cu litere? Eu nu prea... Îmi place așa să mă uit la semnele alea, că nu prea le înțeleg. Adică nu înțeleg de ce n-a făcut un semn de la să însemne o propoziție. Ca la chinezi, cum are un desen de la și înțelegi ce a vrut să zică omul. Eu chinez, o mănânc pe pâine. Mie îmi place mai mult să fac videouri pe TikTok, să vorbesc cu oameni. Înainte m-a incitea Culi, dar acum m-a certat cu el, că m-a trădat. Că e fratele meu, țin la el, dar m-a trădat.
La Survivor? Nu. A scos mania cu altul. Și m-a trădat. Nu se face așa ceva. Adică e șarpe. E șarpe din ăla cu clopoței. Nu a sondă 4 zile. Cum așa? Nu. Așa se numește maneaua cu care m-a răzbunat. Da. Am făcut-o cu fosta lui nevastă. Mi-am amintit de foste. Ce prost! Nu cred că neagă nimeni asta, Jador. Cel mai mare prost! Cel mai mare prost! Te fac o tură cu Bentley Denisa? Denis. Ai nume de băiat? Nu mai contează. Unde mă duci? La Bacău, la mall, ca să ți-au haine de designer. Da, te vreau în tanga, Gucci, 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 Balenciaga. De ce te uiți ca un uliu la mine? Păi îți răspundeam din priviri. Păi zi pe gură, că eu nu vorbesc cu ochii. Că ochii care nu se văd, nu vorbesc cu alții. Ești foarte amuzant, Jador. Jetador. Jetador și eu pe tine. A? Deci da, mergem? Doamne! Cel mai mare combinator sunt. Și cel mai mare prost. Că m-a despărțit de fost. De ce, Doamne, m-am despărțit? Dragi spectatori, aici se încheie maratonul celor aproape 40 de întrebări. Săptămâna următoare vom fi din nou în fața dumneavoastră dintr-un studio din Maltive, dacă mă duce savantul ăsta, cu un nou invitat sexy și promit, cu noi întrebări la care nu o să răspundă nimeni ceea ce trebuie. Mulțumesc pentru atenție, la revedere! Auzi, dar ne plimbăm și dormim împreună atâta, că nu vreau să o înșel pe fosta, că eu m-am despărțit de ea, dar încă mai țile. La? Da. Gucci? Balenciaga? Dar vreau să te văd în tangă! Să mă arde că nu vreau să te văd! Au!